Premierul vrea un sistem de alertă mai rapid ca urmare a fenomenelor meteo din ultima vreme. Marcel Ciolacu a mers la Tulcea, acolo unde ploile torențiale au provocat inundații masive. Deși spune că este lăudabil că țara noastră are un astfel de sistem, care este lăudat și de șeful IGSU, Raed Arafat, premierul Marcel Ciolacu precizează că evenimentele din ultima perioadă ne demonstrează că este insuficient. Avem un sistem ro-alert, un lucru foarte lăudabil, dar viața și evenimentele ne demonstrează că este insuficient. De aceea avem și fonduri europene la dispoziție, să regândim la nivel național un sistem de alertă mult mai rapid. Fiindcă aici este marea problemă, se întâmplă aceste evenimente într-un timp mult mai scurt decât se întâmplau și cu o frecvență mult mai mare, categoric, decât se întâmplau până acum. A trebuit ca statul să găsească resursele și sistemul cel mai adaptat. Categoric, aici vorbim de ceva mult mai amplu, prin satelit și așa mai departe, dar nu sunt lucruri imposibile, pentru că, repet, este un fenomen care se regăsește în întreaga lume și mai ales în Europa. Sistemul RoAlert a fost adoptat printr-o ordonanță de urgență în octombrie 2017 și a început să fie pus în practică în țara noastră în septembrie 2018. Sistemul este menit să transmită prin intermediul telefoniei mobile mesaje de alertă pentru populație în caz de fenomene meteo extreme, atac terorist sau alte situații care pot pune viața în pericol.